tatăl elevei l-a așteptat pe tânăr în fața școlii unde fica sa învață. De la vorbe la fapte a fost doar un pas, cei doi agresându-se reciproc. Un bărbat de 43 de ani din Săulești și un tânăr de 18 ani din Ciuperceni s-au lovit reciproc în fața liceului Spiru Haret din municipiul Târgu Jiu, pe motiv că bărbatul nu ar fi fost de acord cu relația pe care tânărul o are cu fica sa. Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Tatăl fetei a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale.